Taxi. Bye, sweetie. We'll see you soon, okay? Be a good boy. Mama and Papa love you. Bye, Dex. Bye, sir. Be a good boy for Uncle. Mm-hmm. Gata de drum. Oră de vârf în Chicago, în timpul săptămânii, 4:20 după masa, 4 mile în jumătate de oră. Ready? Sure. Mâncare de aeroport, dar nu găsesc nimic fără gluten, așa că am ales din păcate pâine, dar e un sandwich super sănătos. Nu putem zice același lucru despre... Nu prea are unde să-și pune piciorușele. Welcome to Germany. Welcome to Europe, John. Nu m-am gândit să filmez până acum, după ce am dormit o noapte pe avion. Mergem să căutăm poarta spre Timișoara. And tell us how comfortable the flight was. On your knees. Săracu nu încape la economy cu picioarele lui. E prea înalt. Ne plimbăm pentru că am stat prea mult jos. Și imediat decolăm. O idee super faină dacă ești mort de somn în aeroport. Văd că au făcut aceste nap. Poți să te duci 30 de euro 2 ore și dormi. Ce faci, boss? Fac vlog. Tu? I'm vlogging. Alo, Ali? Nu, e a mea, da. Ce faci, mă, Emil, aici? Te-am prins în acțiune. Stau cu mine, Camilo. Ali!
Ce faci? Că m-ați întrebat mulți dintre voi cum arăt chineză la duș. Nimeni niciodată, așa cum era mimo. Chiar n-a întrebat nimeni. Ok. Dun, 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 dun. You can make the shotgun. Mama, ce ziceți? Da. Dragii mei, îmi dau seama că n-am prea vorbit cu voi de când am plecat de acasă, cred. Și astăzi e ce, nici nu știu ce zi e, vineri. Am ajuns în România ieri. După un drum ok, deci totul a mers ok cu zborurile, au fost zboruri în regulă. Zborul de la München spre Timișoara a fost întârziat puțin, dar nimic complicat, însă n-am dormit foarte mult cu 3 zile înainte să plecăm, pentru că dacă ați văzut pe Instagram, am avut un tratament de canale adinte care m-a ținut trează 3 nopți până am reușit să-l rezolv, după care încă mă doare puțin, dar suportabil. John n-a putut să doarmă pe avion pentru că efectiv e atât de înalt încât a stat cu genunchii la gură practic, așa că e 10 dimineața și el încă doarme. Ne-am culcat la 10 seara, ca să înțelegeți, noi nu dormim 12 ore niciodată. Eu m-am trezit și aș mai putea dormi lejer 4 ore. Dar na, nu vreau să petrec timp aici dormind. Însă n-am mai fost de mult atât de obosită, nu țin minte ultima dată când am fost chiar așa de varză. Însă da, nu știu exact ce o să facem, nu știu exact cum o să structurez clipul ăsta, o să fie pe părți, o să fie habar, n-am ce o să postez și cum o să postez. Însă am zis să vă țin la curent cu ce facem. Suntem în casa părinților mei, s-au mutat de la apartament la casă și e super ciudat să avem curte. Eu am crescut într-un apartament, aici n-am stat niciodată la casă și mi se pare foarte drăguț, așa cum vedeți încă lipsește multă mobilă, dar e tare drăguță casa și mi-a plăcut să o văd. Ce am făcut aseară? Am mâncat salată de vinete, așa cum v-am arătat, ne-am ajutat mama cu salată de vinete, cu roșii foarte bune. E aiurea că nu pot să mănânc cu pâine și nu e așa de bună când nu mănânci pe pâine, dar la John i-a plăcut foarte mult. Astăzi nu știu ce plan avem, facem grătar de seară aici pe terasă și poate mă întâlnesc cu niște prieteni în dimineața asta. Acum vă las, mă duc să încerc să-l trezesc pe John, să văd dacă reușesc, că doarme de 12 ore și mi-e milă să-l trezesc, dar parcă totuși ar fi cazul. Și cu voi probabil ne auzim mai încolo în funcție de ce avem în plan. Ne-am culcat cu vinete, ne trezim cu vinete și roșii super bune. John, cum îți vinetele? Bune vinetele? Da, bună. Bune? Foarte bună. Foarte bună. Părinții mei stau într-o zonă în care am nevoie să mă conducă afară din zona asta pentru că nu știu să ies. John, what do you think about the houses? Tell people. The houses? Yeah, compared to the American ones. Are they bigger? Do you like them better? Do you like the Americans one better? They're all about the same size, very different construction methods. Yeah. We don't typically use clay block. Mm-hmm. We use more cinder block. Cred că după excursia asta o să pot să-mi iau cetățenia mai ușor, pentru că m-am plâns de 50 de ori deja în 24 de ore de cât de cald e aici și cum nu este aer condiționat. Am intrat la Starbucks să-mi iau o cafea, sperând să fie aer condiționat, și era o sauna. John, do you like the heat? Da. Do you have a license to vlog here? I do have a license. I have Romanian citizenship. That gives me the license. How? Because it's my country. There you go. Cute. John. Ciao. Ciao. Da, și apă verde numai bine de vă direvește. Pure Romanian. Amici. Nu știu să cam mici. Da, nu e nimic. Eu am făcut de deschisteră. Și alea arată fain. Ce soale avea eu? Frigărui. Niște frigărui. John, are you okay? Do you need anything? Am în două. Poate Laura avea una. Bună grătare, bună grătarele. Ești bună? Foarte bună. You need to speak in Romanian. Foarte bun. Trebuie de 15 ori, foarte bun. Emil, ne acompaniezi? Prezența dumneata de. How was finding parking spot? It was an adventure. It was an adventure. Mergem să ne întâlnim cu fetele despre care v-am povestit că am fost în America în primăvară cu Work and Travel.
dar sunt o tonă de case foarte mari și aici. Nu mi se par deloc micuțe astea. Bun, după ce am petrecut toată ziua prin oraș cu prietenele mele și cu John, care sta cu fetele. John, how was your day with the girls today? Acum mergem la ziua viitoare mele cunate și am pregătit tort de la Timea, cumpărat de mama. Cred că voi face o abatere de la dieta mea foarte strictă de a nu mânca, de a nu mânca gluten și lapte, pentru că tortul ăsta e mama și tata lor de la Timea. Dacă sunteți din Timișoara, sigur știți de el. Și da, cam acolo să ne petrecem după masă, după care mâine trebuie să mergem la Băliuc. Vreau să le fac la fratele meu și logodnicei lui poze de un fel de save the date, engagement, așa o combinație. Și vreau să arăt și la John puțin din zona asta de lângă Timișoara. Așa că da, cam ăsta e planul pe weekendul ăsta. Murim de cald, sunt 34 de grade afară și noi nu mai suntem obișnuiți cu căldurile astea și efectiv am crăpat de cald oriunde am fost astăzi. În restaurante, în barul nu e aer condiționat, nu merge, e stricat, whatever. Așa că ne e destul de greu să rezistăm să nu ne, să nu ne topim. Și traficul în Timișoara e... Zona asta de la Iulius Mall e de nerecunoscut. Am fost azi puțin la mall și îmi place ce modificări au făcut, dar eu aștept să fie gata. I finally stopped running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah. I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. I never knew you could love someone like me. You climb my tower and you set me free. I kind of like it. You look very Romanian. Not the good guy from Romania. Say hi, everyone. Mario, ai zis că vrei să fii în vlog. Hai aici să vorbești. Trebuie să mă întreb, că nu am ce să vorbesc. Love someone like me. You climb my tower and you set me free. Seconds. Go. 8 seconds. Not the Cheesecake Factory one. Go. Unde am mers noi? La Cheesecake. Mm-hmm. Sperăm. Cute place, John, right?
John, I'm making you, I don't know, be on boats all the time this summer. Just feel the engine. Forte, safety level 100. Please don't touch anything. If this is the last thing you don't see. Don't film it. Don't look at it too hard. We have proof it doesn't work. Nah. Hai că nu-i rău. Și acum bum. John, vrei măgura? Nu prea găsesc ficăței în America. Așa că mâncăm în România. John, what else do you want? Croissants? Nu știi? Oh, Kinder, here it is. Bueno White, which one do you want? Take the, this is a traditional one you like. It's a 3-pack. Anything else? How about rum? You're allowed, this is vacation. I know, that's what I'm saying, you're allowed to have it on during vacations. Shika. Oh, I forget, do you like Bounty? Do you like coconut? It's just coconut. Or you're not a fan. I can't remember if you're a huge fan or no fan. Mama, ia, faci tu un vlog. John ne conduce aici, șoferul nostru. Să vorbesc cu voi de ceva timp, însă am vrut să vă arăt ce am primit de la una dintre fetele care mă urmăresc. Mi-a trimis un pachet pentru că știu că vine în România și mi se pare un gest foarte, foarte simpatic și foarte drăguț. Îți mulțumesc mult că ai făcut asta și că ți-o dat din timpul tău și că te-ai gândit ce să pui, ce să-mi trimiți. Îmi plac foarte mult toate lucrurile și am vrut să le împărtășesc cu voi. Pentru că da, așa cum am spus, n-am mai povestit cu voi, așa e, când vin în România fac 500.000 de lucruri și nu am timp să fac un vlog din ăla foarte calculat în care stau cu camera în mână tot timpul, pentru că sunt lucruri mai importante de făcut, însă nu vreau să deviez, haideți să vă arăt ce am primit. E o cutiuță plină cu bunătăți, eu deja mi-am băgat mâna. Zicem și o felicitare.